vă invit să ne ridicăm, să citim Cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta vom citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, începând cu versetul 1 până la versetul 11. Ioan, capitolul 15, începând cu versetul 1. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți, avea, veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncele mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncele Tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Amin. Să ocupăm locurile. Subiectul pe care l-am ales pentru seara aceasta l-am intitulat Viață din Belșug. Este oare posibil să avem o viață din Belșug? În introducerea care am avut-o de dimineață, am spus că Dumnezeu ne asigură resurse din Belșug ca să putem duce o viață din Belșug. Să rămânem, deci, la subiectul acesta și la întrebarea aceasta. Putem oare avea o viață din Belșug? Este posibil ca viața noastră să fie o viață din Belșug? Vreau să încep cu o întrebare. Ce-ați zice dacă în seara aceasta eu v-aș putea garanta fiecăruia dintre dumneavoastră că vă pot asigura și am să vă asigur. O bucurie care o să țină toată viața, o să fiți foarte fericit și bucuros de azi înainte. O să vă asigur o binecuvântare care înseamnă toate resursele, materiale, spirituale de care aveți nevoie să puteți duce o viață liniștită și fericită toată, până la, la trecerea în veșnicie. Dacă eu v-aș putea asigura în seara aceasta că intrarea în Împărăția Cerului va fi sigură, fără îndoială, garantată, intrați direct în Rai. Aveți deja pașaportul în buzunar. Dacă eu v-aș putea promite în seara asta că voi, vă pot da o pace care întrece orice pricepere, de acum încolo nu o să vă mai tulbure nimeni niciodată. Ați fi interesați de o asemenea ofertă? Cred că la sfârșit, dacă aș pune o masă în hol și fiecare să se înscrie să pot oferi treaba asta, niciunul n-ar pleca până n-ar avea asta în buzunar, așa, pentru că toți ni le dorim. Am o veste proastă, nu pot să vă asigur nimic din toate promisiunile astea, dar știu pe cineva care poate să le dea. Domnul Iisus ne le oferă exact pe toate lucrurile astea, știți asta? El ne oferă aceste lucruri. Vreau să lăsați slide-urile să funcționeze. El a spus în Ioan, capitolul 10, versetul 10, niște cuvinte care tare mult ne plac, nu-i așa? Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Viață din belșug. Când am fost în Irlanda, unul dintre lucrurile care ne, ne fascinează, întotdeauna mă fascinează când mă duc în Irlanda, sunt câmpurile alea verzi. Un verde de la că numai în Anglia și în Irlanda poți să-l găsești. Unde ploaie tot timpul și o iarbă extraordinară și câmpurile alea pline de oi. E o minuneție să le vezi. Întotdeauna când văd oile acelea, mi-aduc aminte de cuvintele Domnului. Oile mele vor avea viață din belșug. Eu de asta am venit, să aibă viață din belșug. Belșug de hrană, tot ce dorești, oile Domnului sunt chemate la așa ceva. Domnul a spus cuvintele acestea memorabile. Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cum putem să avem o viață plină de binecuvântări și de roadă bogată, o viață din belșug? Vom învăța în seara aceasta câteva secrete speciale, câteva secrete ca să putem avea o viață din belșug. Le găsim secretele acestea în Cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 15 din Ioan, pe care le-am citit în această seară. Primul secret a unei vieți din belșug este să produci rod, să aduci rod. Nu putem vorbi de viață din belșug care nu aduce rod. Nu? O mlădiță care are o viață din belșug este o mlădiță plină de struguri. Noi avem pus recent două fire de vie acasă, așa, și numai una a început să facă struguri. Ne-am bucurat grozav de promisiunea, am și numărat cât ciorchine are, așa. Domnule, cum au început să se coacă primele bobe, am niște păsări foarte specializate la treaba asta și fiecare cum se coace un pic, îl mănâncă. Dar numai pe ăla îl mănâncă, alea verzi mi le lasă mie. Ei bine, nevastea mi-a găsit soluția la treaba asta, a desenat pe foaie de hârtie o mutră foarte fioroasă, cu dinți așa mari, și a pus-o în spatele la vița de vie. Nu? Am și văzut dimineață niște păsări tremurând toate de frică pe gardă, când au văzut caricatura lui nevastea o, o, viță de vie este o viță care face rod, așa -i? Nu? Ce, ce, se întâmplă dacă tot îi dăm toate cele necesare și nu face rod deloc? O viață din bășug este o viață roditoare. Dar de să punem întrebarea în această, în această seară, care sunt de fapt roadele care trebuie să le facem, nu? Ce roade ar trebui să găsească Domnul și să producă uh, mlădița asta noastră care este în Domnul? Ce, ce roade așteaptă Dumnezeu de la noi? Am găsit în Sfânta Scriptură câteva lucruri interesante. Uh, numărul unu, ar trebui câștigarea de suflete să fie rodul pe care Dumnezeu să-l găsească în. în, în această mlădiță care suntem noi, în această viță care suntem noi. Pavel spunea în Romani 1 cu 13, zicea el, am vrut să vin la voi, să adun ceva rod, roade de la voi, să, să am vreun rod de la voi. Acum, Pavel nu cred că se gândea să le vândă mititei sau ce ne știe să facă roz de ceva bani, nu. Roadele erau sufletele pe care Pavel dorea să le câștige dintre cei din Roma, nu? să le câștige pentru Domnul. Eu cred că Dumnezeu așteaptă de la mine să produc un asemenea rod. Nu? Dumnezeu zice, bun, la început au fost câțiva ani, nou născut, în pocăință, nu a știut multă teologie, dar au trecut ani. Ăsta nu produce nimic, Domnule, nu vorbește cu nimeni despre mine, nu dă o Biblie nimănui, nici măcar la biserică nu cheamă pe nimeni, nu? Eu cred că Dumnezeu așteaptă de la noi, dacă suntem în Hristos, să producem un asemenea rod, să aducem oameni la Domnul. Nu credeți? Eu cred că asta este unul dintre primele roade care noi ar trebui să le producem. Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu așteaptă de la noi să ajutăm pe ceilalți oameni aflați în nevoie, Așa cum ați auzit, să iubim pe oameni. Nu să le facem declarații, dar să le întindem o mână de ajutor, să le dăm un sfat bun să scoatem din, 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 încurcături. Dumnezeu așteaptă de la noi, de la copiii Lui, să se poarte cum se poartă El cu, cu, oamenii. Să le dăm o mână de ajutor la oamenii din jurul nostru. Eu cred că Dumnezeu este foarte dezamăgit de mulți dintre noi care tot ce ne dă El, ținem pentru noi, nu ajutăm pe nimeni, nu dăm un sfat bun nimănui, nu întindem o mână de ajutor. Dacă cumva ne-a reușit ceva în business, nu spunem la nimeni treaba asta, să nu reușească și alții, nu? Dumnezeu așteaptă de la noi să-i ajutăm pe oameni aflați în nevoie. Apoi, cred că Dumnezeu așteaptă rodul unui caracter asemănător cu Hristos, să devin tot mai asemănătorul lui Hristos, să schimbe caracterul meu. În zilele trecute am auzit o chestiune care m-a șocat complet. într un anumit cerc de frați de noștri, surori de ale noastre, așa, uh, au fost și niște uh, oameni de altă religie, erau ortodoxi. Nu? Și cum i-au auzit pe pocăiți cum vorbesc, ok? A zis cuiva, zice, mai voi pocăiții nu beți și nu fumați, dar mă întreb dacă ați bea. Ce ați vorbi? Nu? Că, pentru că nici beți nu sunteți și vorbiți teribil, vorbiți cumplit, dar dacă ați bea, Doamne ferește ce ar fi atunci, nu? Dumnezeu așteaptă de la noi să vadă un caracter asemănător lui Hristos. Nu vorbim și ca și Hristos, vorbim ca și oponentul lui Hristos. Nu? Ne purtăm atitudinile noastre. Nu sunt deloc cristice. Și Dumnezeu așteaptă o asemenea roadă de la noi. Și apoi, o altă roadă, cred eu, Dumnezeu așteaptă de la noi lauda și mulțumirea. Un spirit mulțumit. O laudă permanentă, o, o binecuvântare a Domnului în mod permanent pentru ceea ce, ceea ce El ne dă în fiecare zi. nu? Care sunt beneficiile acestor roade, dacă le-am produce, nu? ce s-ar găsi în viața noastră? Am avea bucurie, nu așa? Pentru că am vedea sufletele întoarse la Dumnezeu și bucuria mântuirii ne-ar ne contamina și pe noi. Ne-am bucurat și noi cu cei salvați odată, nu? Ne-am bucurat și noi că ăștia au fost morți și au înviat. Au fost pierduți și au fost găsiți. Ne-am bucurat pentru fiecare fiul risipitor întors acasă. Bucuria întoarcerea acasă a fiului risipitor este extraordinară, este sărbătoare. Eu cred că foarte mulți creștini sunt necăjiți și supărați și nefericiți pentru că nu participă la această bucurie a lui Dumnezeu. Nu există roada aceasta a întoarcerii celui pierdut. Apoi am fi fericiți pentru că am și cu alții bunurile care Dumnezeu ne le-a dat. Un creștin autentic a descoperit secretul acesta că pe măsură ce dă, primește mai mult, ca să dea și mai mult. Apoi descoperim siguranța, fiind tot mai asemănător lui Hristos, avem siguranța că într-o zi vom fi permanent împreună cu El, nu? Și apoi avem pacea care întrece orice pricepere, pentru că o inimă mulțumitoare, recunoscătoare lui Dumnezeu, are pace și liniște, nu așa? Am beneficiat de lucrurile acestea și am duce o viață din belșug. secretul al doilea, ca să avem o viață din belșug, este să rămânem în Hristos. Iată ce spunea uh, Domnul Isus aici: Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Duc după cum lădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Secretul să aducem rod în viața noastră este să rămânem în Hristos, să rămânem în Domnul. O mlădiță tăiată din tulpina aceea de viță nu poate produce de la sine nimic. Ea produce în momentul în care ea rămâne în vița aceea. Rămâne în vița aceea. Haideți să vedem câteva lucruri despre această rămânere în Hristos. Cuvântul acesta este deosebit pentru că a rămâne înseamnă o părtășie neîntreruptă, înseamnă continuitate. A rămâne presupune că ai fost deja acolo și continui să rămâi. Ești în Domnul și continui să rămâi toată viața ta. Iisus folosește de 10 de ori cuvântul ăsta numai în textul de aici. A rămâne, a rămâne în Hristos, a rămâne în viță, a rămâne în mine, a rămâne în dragostea mea, zice El. Rămânerea în Iisus ne împuternicește, ceea ce ne dă energia de a produce roade. Este Hristos în care noi suntem. De aceea Apostolul Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Nu eu, ci Hristos care este în mine. Așa cum Domnul Iisus Hristos spunea de fiecare dată, nu eu, Tatăl. Eu rămân în Tatăl. Tot ceea ce spun eu vine de la Tatăl. Tot ceea ce fac eu este că Tatăl prin mine face lucrările acestea. Când noi rămânem în Hristos, facem faptele lui Hristos. Când rămânem în uh, vița care este El, producem roadele așa cum, uh, sunt, uh, cum le produce Hristos. A rămâne în Hristos este secretul uh, cel mai important. Secretul de a produce roade, deci, este să rămânem în Hristos. Apoi, în al treilea rând secretul rămânerii în Hristos este ascultarea. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă păziți poruncile mele, ascultați, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Secretul, deci, a rămânerii în Hristos este ascultarea. Aici aș vrea să spun câteva lucruri despre secretul acesta. Așa, ascultă de Hristos. Ascultarea stă la baza relațiilor Domnului Iisus cu Tatăl. El rămâne în Tatăl și pentru că El rămâne în Tatăl, produce roadele Tatălui. Dar el produce roadele tatălui pentru că el ascultă de tatăl. El ascultă de Dumnezeu tatăl. Păzind poruncile lui Isus, rămânem prietenii lui, rămânem în dragostea lui. Știți că falsul creștin se deosebește foarte simplu de creștinul, creștinul autentic, pentru că falsul creștin nu ascultă de Hristos. Nu ascultă de Hristos. Ascultarea aceasta de Hristos e um, foarte ușor de observat în, în biserică, nu? Dacă păzim poruncele lui Hristos, nu? Atunci ascultăm de, de Hristos. Ne ducem acolo unde este Hristos. Unde este Hristos? Ne dăm întâlnire cu El și venim la casa lui Hristos, la ca, casa Domnului, nu? Venim sporadic, N-ascultăm de, de Domnul și lucrul acesta se vede în viața noastră de fiecare zi. Principiul acesta ar trebui să guverneze relațiile noastre cu Hristos așa cum principiul acesta guvernează relațiile lui Hristos cu Tatăl. Cum Hristos ascultă de Tatăl și noi ar trebui să ascultăm de Hristos. Știți că este o aplicație foarte practică la asta. Spune Sfânta Scriptură, foarte clar, Apostolul Pavel zice că capul lui Hristos este Dumnezeu Tatăl, nu? Capul bărbatului este Hristos și bărbatul este capul soției. Știți că întotdeauna funcționează această energie, să zic așa, de autoritate divină, nu? Și bărbații care ascultă de Hristos. Ascultă și nevesele de ei. Dar în momentul în care ieșim din această schemă de autoritate divină, ne mirăm că nu mai ascultă nevesele de noi, ne mirăm că nu mai ascultă copiii de noi. Pentru că în momentul în care am ieșit afară din principiul ascultării de Domnul, nu mai ascultă nimeni de noi. Eu cred că atunci când o nevastă nu mai ascultă de bărbatul ei, bărbatul acela trebuie să pună întrebarea cum sau eu cu ascultarea de Hristos prima dată. Hai să repar asta. Noi însă vrem întotdeauna să reparăm pe alea de jos, nu pe alea de sus. În al patrulea rând, secretul ascultării este dragostea. Secretul ascultării este dragostea. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Știți că există mai multe feluri de a asculta, nu? Sunt oameni care ascultă de frică. Așa, cum copiii ascultă de frică a părinților, nu? Dacă nu te speli pe din dimineața, dacă nu faci patul, dacă nu cine știe, tot felul de amenințări, nu? Și de groaza noastră sau de groaza curelei, mai fac patul ăsta, ăștia din când în când, mai, mai ascultă. Nu? Cum sunt uh, foarte mulți creștini care ascultă de Domnul, de frica Domnului, nu? O să pedepsească Domnul, dacă nu vine la biserică, dacă nu dă bani la biserică, dacă nu-i cu minte, vine, nu iau -a Domnului peste el. Și sunt creștini care ascultă de Dumnezeu de frică. Nu? Apoi sunt creștini care ascultă de Domnul din interes Poate pică ceva nu? Ascult de mama, pentru că mama dacă ascult de ea Așa a zis mama, dacă asculți astăzi și îți faci temele Mături în casă pe când vină de la servici, mama o să-ți cumpere o tabletă Trebuie să facem ceva cu chestele astea, nu știu, trebuie să elaborăm vreo, vreo, vreo idee, să scăpăm de ele. Sunt în stare să stea de dimineață până seara cu capul în tabletă. Social media. Ha, wow. Very social. Mâine poemele nu o să mai știe vorbi cu noi. Copiii ascultă de părinți din interes. Foarte mulți pocăiți asculte de Domnul din interes. Doamne, dacă mă vindeci acum, a, ce copil cu minte o să fiu până la următoarea boală, nu? Până mă fac bine. Când eu m-am întors la Domnul, am cunoscut un caz ieșit din comun. La biserica din Timișoara a venit o femeie care și-a pierdut vederea. Oarbă, și a făcut un jurământ în biserică, dacă Dumnezeu o vindecă pe aia, ea, ea se pocăiește și predă viața Domnului. Toată biserica ne-am pus pe rugăciune, ne-am rugat și a deschis Domnul ochii la femeia asta, căpăta vedere. Știți cât timp a mai venit la biserică? Vreo o duminică sau două, după care n-am mai văzut-o niciodată. Sunt oameni care ascultă numai de interes de, de Domnul. Dar sunt oameni care ascultă din dragoste, pentru că așa vor ei. Le face plăcere, le face mare bucurie să asculte de Dumnezeu. E norocirea că, dacă noi ascultăm de Domnul de frică sau din interes, este o chestiune submorală asta. Nu, nu, ține, nu ține de morală, este submoral. Gândiți-vă bine și eu am, fac procese de conștiință uneori, predic Evanghelia din punctele astea de vedere. Nu dați bani la biserică, o să dați la spital, o să dați la poliție, o să dați cine știe. Bă, groază asta și toți mergeți la caserie, naivul de mine. Dar la unii ține treaba asta. Predice Evanghelia sperind lumea. Focul iadului. Spunem cât de unul dintre marii predicatori americii a ținut o predică celebră în care a vorbit despre care spre a păcătoșilor. Așa de convingător a fost încât oamenii să țineau de bănci în biserică, să nu cumva o ia la vale spre fundul iadului. Okay? sunt în mâinile unui Dumnezeu mânios. Asta era titlul predicii. Nu? Oamenii se păcăiau de frica iadului. Apoi se că Evanghelie de genul ăsta schimb la schimb, nu? Dacă dai, Domnul dă. Domnul te binecuvântează dacă faci ceva, nu? Și atunci dezvoltăm la oameni această gândire, acest interes egoist. Și atunci transformăm toate rugăciunile noastre în modalități de a obține ceva de la Domnul. Și cum obținem ceva, facem turul bisericilor, povestim la toți ce am obținut noi. Wow! Pe când partea cealaltă, ascultarea din dragoste, cine iubește, ascultă fără interes, în dragoste nu este frică, nu? Gândiți-vă la lucrurile acestea. Domnul Iisus dorește să-L ascultăm din dragoste, nu din alte motive. Fără dragoste, ascultarea noastră va eșua în mod precis. Știți că atunci când există frică în viața noastră, frică de Dumnezeu, suntem foarte inconsecvenți? Nu totdeauna ne frică. Când tata venea acasă, nu era frică de el. Îmi pleca la lucru și venea după o săptămână, așa pe marți, miercuri, deja nu mai era periculos. Putea mama să ne amenințe cum vrea că nu mă ținea la noi. Nu mai ascultam cum venea spre sâmbătă, știam că vine acasă Zmeu, nu? venea Buzdugan prima dată să așeza în cui. Altfel să teau lucrurile. Există o inconsecvență în ascultarea noastră atunci când, suntem, când o facem din frică. Când o face din frică. Câteodată reușește Dumnezeu așa să ne sperie cu prezența Lui și facem ceva imediat. Dar pe urmă când plecăm acasă, uităm ce s-a întâmplat duminică, luni, marți, miercuri și apoi duminica viitoare iar ne aducem aminte de Domnul, nu? Când interesul este cel care ne duce la ascultare și atunci ascultarea noastră este sporadică. Acum avem nevoie de ceva, ascultăm de Domnul, ne rugăm, venim la biserică, dăm bani, ne ajutăm pe alții. Când am obținut la slavă Domnului, Domnul a binecuvântat, relax. Nu? No? până la următoare nevoie. Avea nevoie să ne vindece, Domnul? Wow, ce pocăi suntem de numă! O iau copiii rasna? Wow, ce plângem și ne pocăim și venim înaintea Domnului? Dar cum să rezolvă o problemă? Relax. Știți că numai dragostea asigură permanența. Cum va ați simți dacă ați afla într-o zi că soția vă iubește de frică. Nu? <laughs> Aleluia, zicea ce n-ar fi. <laughs> Sau, cum, cum v simți să aflați într-o zi că nevasta vă iubește numai din interes? Nu? Când zice, I love you, honey, încep să te gândești, oare ce vrea, rochie? <laughs> câți bani vrea, nu? Wow! Cum credeți că se simte Domnul când noi îl iubim, bade de frică, bade în interes? Ascultăm de el, bade de frică, bade în interes? Gândiți-vă la treburile astea. Deci, secretul ascultării este dragostea. Un alt secret, secretul dragostei este cunoașterea. Secretul dragostei este cunoașterea. Dragostea dintre soț și soție se bazează pe cunoaștere. Știți asta? De fapt, Biblia vorbește foarte des. Folosește cuvântul a cunoaște în loc de a iubi. Nu? Adam a cunoscut-o pe Eva. A iubi înseamnă a cunoaște. Dragostea crește odată cu cunoașterea. Cu cât ne cunoaște mai bine soțul sau soția, o iubim mai mult. Cu cât copiii ne cunosc pe noi, pe părinți, mai bine ne iubesc mai mult. Oare credeți că dragostea de frați e diferită? Nu. De cazul este că noi nu ne iubim unii pe alții, că nu ne cunoaștem. Dacă ne-am cunoaște mai profund unul pe celălalt, am avea alt respect. Am mai spus asta într-o zi, un păstor mi-a făcut o declarație surprinzătoare, n-am să uit toată viața mea pentru că era este unică. Zice, I don't like you, but I love you, brother. Era adevărat, mi-a arătat de foarte multe ori că he doesn't like me. Nu? No? <laughs> dar mă iubea. Ciudat. I-am zis, you don't love me because you don't know me. N-ai făcut nici măcar odată un mic efort să mă cunoști. Absolut deloc. Eu am vrut să-ți ofer o ocazia să ne cunoaște mai bine. Te-am invitat, te-am invitat la mine acasă. Tu nu mai ai invitat niciodată. Nu mai ai băgat în seamă niciodată. N-ai vrut să mă cunoști. Și când nu vrei să cunoști, nici nu iubești pe persoanele că nu vrei să le cunoști. nu așa? Când nu vrem să cunoaștem, nu vrem să iubim. Relația cu Domnul este la fel și ea. Ea nu e diferită de asta. Interesant. Parc la pe Domnul care spune așa, la scos, asta tot spune că mă iubește, da? I-am trimis o carte care descrie viața mea. Nici nu o deschide, Domnule, deloc. Să nu vrea să știe nimic despre mine. Când merge cu mașina în loc să asculte ceva cântări despre mine și să știe mai mult despre mine, ascultă muzică populară. Cine știe? Rock music, care vorbește despre satana, nu, nu despre mine. La biserică, când se duce și se predică Evanghelia, se plictisește de, de, de numa. să afară pe coridor, citește Biblia, Adică a închis microfoanele să nu se mai audă nimic și el spune că mă iubește, dar el nu vrea să știe nimic despre mine. Mă străduiesc să mă fac cunoscut de dimineața până seara, îi dau cu un răsărit de soare extraordinară. îi când la fereastră cu privigătorile, îi dau toate binecuvântările, îi dau toată atenția nu mă bagă în seama absolut deloc. Nu vrea să mă cunoască. Da, spune că mă iubește. Hmm. Ce relație se, pot de, se poate dezvolta între un tânăr și o tânără în perioada aceea de curte? Nu? Ea vrea să-și deschide sufletul și să povestească despre a ce gândește, ce simte. Și zice, let's drop it. Lasă, nu vor. Hai să vorbim de astfel, altceva. Ai auzit de campionatul ăsta de fotbal? Cine crezi că bate pe cine acum? Nu? Tu vrei să-ți deschizi inima, să te faci cunoscut. El n-are deloc ureche de auzit. Pentru că nu vrea să te cunoască cine ești tu. Secretul ascultării de Domnul este dragostea. Și secretul dragostei este cunoașterea. cunoaște pe Domnul. Este o zicală care mie îmi place enorm de mult. Să-l cunoaște pe Domnul mai mult ca să-l iubim mai mult. Când îl cunoști mai mult, îl iubești mai mult pe Domnul. Și vreau să închei cu ultima afirmație. Secretul cunoașterii este comunicarea. Sau învățarea. Sau cititul, de exemplu. Nu? Asta este secretul cunoașterii. Unde există comunicare, relațiile se dezvoltă. Unde nu există comunicare, relațiile mor. Știți foarte bine asta. I-am încercat să nu mai vorbiți cu nevasta vreo două săptămâni. O să mâncați la McDonald's, să în garaj, cine știe ce o să întâmple. Dar relațiile vor muri dacă nu comunici. Dacă nu comunici. Cu cât comunicăm mai mult, vom cunoaște mai mult și mai bine pe celălalt cu care comunicăm. Cu cât stăm de vorbă cu Domnul. Acum, aș vrea să nu mă interpretează cineva greșit că sunt împotriva rugăciunii Doamne ferește, dar sunt împotriva rugăciunii monolog, în care numai noi tot povestim și spunem lui Domnul toate cele trece nouă prin cap și nu vrem să auzim nimic ce spune el. Sunt foarte împotriva la asemenea viață de rugăciune. Rugăciunea, citirea Bibliei, studierea cuvântului, să auzim de la El, să auzim ce spune El, pentru că vrem să-L cunoaștem pe El. Vă asigur că Domnul ne cunoaște pe, pe noi absolut perfect. nici noi, noi nu ne cunoaștem cum ne cunoaște Domnul pe noi. De aceea, eforturile noastre de a ne face noi cunoscuți lui Dumnezeu sunt sterile, sunt inutile. Eu cred că scopul rugăciunii este să-L cunoaștem noi pe El, nu să ne cunoască El pe noi. Dar problema noastră este ca și societatea asta americană. Toată lumea vrea să fim faimoși, nu? Toată lumea vrea să fim popular. Și atunci vorbim, tot timpul vorbim, vorbim, spunem, povestim despre noi, cine suntem, ce am făcut, Vă place dialogul cu oamenii aceia, cum îl întâlniți, începe să se laude. Cine a fost el în tinereț? ce slujbă nemaipomenită a avut el? Câte cărți a avut el? Ce beletristic a citit el? Nu? Nu? Cât e el de bogat? Cât e el de deștept? Ce copii fantastici are? Rezistați la poveștile astea de succes. Eu mor când le aud. Știți că uneori viața noastră de rugăciune sună așa, în ochiul lui Dumnezeu, în urechea lui Dumnezeu. Povestim despre noi, povestim și ară și ară și arăspunem. Cunoaște ceva despre oamenii care se laudă tot timpul, nimic. Dar ce, ce este mai enervant este că ei nu vor să se cunoască pe tine deloc, ei nu sunt interesați cine ești tu, tu ești un iubit ascultător peste care el basculează toate meritele și gloria lui veche. Ok? Rugăciunea, citirea Bibliei, studierea, venirea la biserică, ascultarea predicilor, cântatul, dacă vreți, sunt modalități în care auzim de la el. Vrem să auzim ce spune Domnul. Știți că citirea Bibliei este catalizatorul spre o viață din belșug? Ciudat, nu? Putem duce o viață din belșug dacă începem să citim Biblia. Simplu de tot. Pentru că dacă o luăm invers, acum, într-o concluzie, tot ce am spus până acum. Citind mai mult Scriptura, îl vom cunoaște mai mult pe Domnul. Cunoscându-l mai mult pe Domnul, îl vom iubi mai mult. Iubindu-l mai mult pe Domnul, vom asculta mai mult de El. Ascultând mai mult de Domnul, vom rămâne în El. Rămânând în Domnul, vom aduce rod aducând mult rod, vom avea o viață din belșug. Wow! Să înceapă totul cu a lua Biblia în serios și a citi-o în fiecare zi? Yes! Yes! Am fost în călătoria care am făcut-o la Detroit, am stat de vorbă cu câțiva prieteni de-ai mei, și unul dintre ei, familia lor, mi-a spus un lucru extraordinar. Zice, cu vreo cinci ani în urmă, ce ai fost la noi la Detroit și ne-ai provocat pe noi toți ca biserică să citim Biblia în fiecare zi. Să știi că noi am luat un serios din ziua aia și în fiecare zi, împreună cu soția, citim două sau trei capitole din Biblie. Zice, cred că am citit Biblia în acești cinci ani de cinci ori. Am citit-o tot împreună. deja numai uitându-te la ei, sunt oameni deosebiți, oameni speciali. Pentru că citind mai mult Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, l-au cunoscut pe Domnul tot mai bine. Cunoscându-L pe Domnul mai bine, îl iubesc mai mult. Iubindu-L mai mult, ascultă mai mult de El. Ascultând mai mult de Domnul, rămânând în Hristos, rămânând în Hristos, aduc rod și având rot bogat, duc o viață din belșug. Nu putem scurcircuita circuita lucrurile acestea. Ele merg mână în mână. Și capitolul 15 din Ioan conține acest secret extraordinar al aducerii de multe roade și a avea o viață din belșug. Vreau să ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și dacă vrem să ducem o viață din belșug, este la îndemâna noastră. Putem începe de azi. Luând Scriptura, auzind de la Domnul, cunoscându-L mai mult, iubindu-L mai mult, ascultând mai mult de El, rămânând în El, aducând roadă, lucrurile acestea merg mână în mână, toate. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm Domnului să ne ajute să ducem o viață de belșug și Harului să ne asiste în acest proces pe fiecare dintre noi. Doamne, stăm înaintea